Valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar disconfortul termic va crește, avertizează meteorologii. La nivelul județului Hunedoara, vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură umezială ce va depăși pragul critic de 80 de unități. În general, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 și 35 de grade la umbră, însă în Deva, din cauza lipsei de zone verzi și a perdelei de protecție și umbră a copacilor, care ar fi trebuit să-i protejeze pe deveni de soarele dogoritor, temperaturile resimțite vor fi și mai mari, cu cel puțin 5-6 grade Celsius, temperaturi amplificate de mulțimea de betoane și zone întinse de spații betonate. Pentru a preveni efectele caniculei, este recomandat să respectați câteva reguli care vă vor scuti de complicațiile, uneori grave, cauzate de caniculă. Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, acolo unde există, alternând deplasarea cu repausul în spații dotate cu aer condiționat, de exemplu magazine sau spații publice. Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11 și 18. Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe, ceai de soc, de mușețel sau de urzici. Mâncați fructe și legume sau iaurt. Un iaurt este echivalentul unui pahar cu apă. Evitați băuturile ce conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare. Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală. Nu consumați alcool, vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei. Mențineți legătura cu persoanele în vârstă, rude, vecini, persoane cu dizabilități, interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie. În plus, nu lăsați copiii sau animalele de companie singure în autoturisme. Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră. Acasă sau la locul de muncă este bine să creați un ambient care să nu supra-solicite capacitatea de adaptare a organismului.